acel spirit al naturalei, ceva așa, specific acestui loc, care adună pe anumiți oameni, anumite proiecte. La modul cum o spuneți, mă onorează faptul că sunt aici în acest teatru. Într-adevăr, e un loc aparte, e o sală aparte, e o scenă aparte, sunt niște actori aparte. Și acum, chiar dacă o să par lipsit de modestie, dar mă consider omul potrivit la locul potrivit. Nu că nu m-aș fi văzut în alt teatru. Nu știu cum aș fi văzut altfel. Mă simt bine aici. Cred că ce mi-am dorit și ce mai bucur e că este că fac ceea ce place. Și într-adevăr, teatrul Odeon are acel ceva. Nu poți, pentru că la un moment dat cauți ca la atunci când ai primul copil sau ai mai mulți copii. Sau care-i senzația? Cauți cuvinte. Nu sunt cuvinte. Trebuie să trăiești magia asta, în ghilimele. Ție ca actor îți impune foarte mult această sală și te face să dai, cum se zice, în multe cazuri dai 100, încerci să dai 100%. Măcar 98% să dă, că atunci va ieși minunat. Dar sala asta te provoacă să dai măcar 101-102%. Și mă bucur că este așa. Pentru că, într-adevăr, e o sală, e un spațiu care impune de cum intri. Plus, după aia mai dai și nas cu actorii de care dai. Nu știu, este ceva incredibil. Și mă bucur că mi se întâmplă.